Bună ziua, domnule Călin Popescu-Tăriceanu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a participa la interviurile Mediafax. ALDE a primit deja un răspuns din partea premierului Viorica Dăncilă cu privire la restructurarea guvernamentală. Premierul a anunțat aseară că va merge pe varianta unei remanieri, adică nu va ajunge în Parlament. Este ALDE mulțumit cu acest răspuns? Nu sunt mulțumit cu acest răspuns. Am să vă explic despre ce e vorba, pentru că am văzut în ultimile zile și foarte multe comentarii neavenite, aprecieri, că ALDE șantajează premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un astfel de lucru, pentru că nu cerem nimic. Nu am cerut posturi guvernamentale, avem, nu am cerut alte poziții sau alte avantaje care să poată să îndreptățească folosirea acestui termen. Am avut însă o discuție cu doamna prim-ministru, în care, bazat pe experiența mea de prim-ministru, i-am recomandat să încerce să gândească o restartare a guvernării. Dar în ce sens? În sensul de a-i da posibilitatea să treacă din această defensivă în care se află guvernul și, practic, și coaliția, de o bună bucată de vreme, într-o situație de ofensivă. Pentru acest lucru ar fi fost nevoie și ar fi nevoie de câteva lucruri esențiale. În primul rând, un program de guvernare regândit. Pe baza programului de guvernare care a fost votat de Parlament, o regândire a lui, o asumare a obiectivelor care se pot realiza, îndeplini până la termen, o propunere de noi obiective, o reformă a unor instituții ale statului și, nu în ultimul rând, o restructurare a echipei guvernamentale care să șteargă această impresie de lipsă de competență, care, trebuie să recunoaștem, planează asupra guvernului existent. Pentru acest lucru este evident nevoie de un vot în Parlament. Aceasta este cea mai potrivită formulă politică, este prevăzută de altfel și în Constituție și cred că este tribuna cea mai importantă pe care trebuie să o utilizezi dacă vrei să faci un astfel de gest politic. Un astfel de gest politic ar fi presupus, evident, ca să stăm la masă și să discutăm. Și i-am propus doamnei prim-ministru, am rugat-o să gândească un astfel de plan pe care să îl discutăm împreună și să se gândească în același timp și la majoritatea parlamentară de care are nevoie pentru ca un astfel de plan să poată fi înfăptuit. În momentul de față, PSD și ALDE avem 238 de voturi, numai cu 5 mandate peste minimum necesar de 233. Și sigur că în viziunea mea e nevoie de o consolidare a acestei majorități parlamentare pentru realizarea acestui vot fără emoții pentru doamna prim-ministru. În mod evident, în momentul de față, UDMR-ul nu cred că mai poate fi adus în sau de partea coaliției de guvernare și atunci sigur că i-am recomandat să se gândească la alte soluții. Așadar, având în vedere și propunerea de rectificare bugetară care a fost adoptată ieri prin ordonanță de guvern, și care pentru mine este o formulă departe de a fi mulțumitoare. Din contră, sunt foarte nemulțumit de modul în care arată rectificarea bugetară. Aștept cu și mai mult interes ce intenții are doamna prim-ministru pentru viitorul apropiat, în așa fel încât să putem restarta, dacă vreți, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, activitatea guvernului și a îmbunătăți percepția publică despre coaliție și despre guvernare. Ce se întâmplă dacă în data de 20 august ALDE nu va, PSD-ul nu va onora cerințele ALDE? Să știți, sunteți un lucru este interesul, cred că este interesul lor, aș spune, în aceeași măsură cu al nostru de a face acest gest, dacă nu cumva e chiar mai mare, pentru că PSD-ul, hai să recunoaștem, poartă într-o mai mare măsură povara și responsabilitatea guvernării. Este un interes comun. Cred că colegii din PSD trebuie să se gândească foarte serios, pentru că ne așteaptă 3 scadențe electorale. Dacă vrem, nu să ne mulțumim, așa cum mi se pare mie în cazul PSD-ului, ca performanța pe care vor să o atingă să fie participarea la turul
1 al alegerilor și eventual intrarea în turul 2, dar cu siguranță pierderea alegerilor prezidențiale. Și vor mai mult decât atât, vor chiar câștigarea alegerilor prezidențiale, atunci sigur că și în perspectiva alegerilor care urmează la anul, este nevoie de un gest puternic, de un gest de forță, de un gest care să arate hotărârea premierului, capacitatea de a fi liderul acestui partid și de a fi liderul guvernului, de a impune o linie de guvernare. Senzația mea este că în momentul de față, guvernul funcționează, sau poate nu numai guvernul, instituțiile care țin de administrația centrală funcționează din inerție. Nu există o direcție clară care să li se fi dat și pe care să o urmeze. Așa se face că astăzi, când discutăm despre buget, observ un lucru și am să vă spun că am mari dezamăgiri. De ce? Haideți să trecem în planul chestiunilor poate foarte concrete. De la preluarea guvernării din ianuarie 2017 au fost câteva deziderate pe care și eu și alți colegi de-ai mei le-au enunțat, și anume să începem autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov. Suntem la peste 2 ani jumate și nu s-a întâmplat nimica. Am prevenit-o pe doamna prim-ministru că această formulă de parteneriat public-privat pe care a lansat-o la un moment dat nu poate să ducă la concretizarea acestui proiect. Îmi pare rău că am avut dreptate. Suntem astăzi exact cum eram în ianuarie 2017. Discut acum despre autostrada Pitești-Sibiu, care face parte din coridorul 4 paneuropean. Este o bucată esențială care ar permite sudului României să se lege de Transilvania și de vest, de occident, de Europa centrală și occidentală. În momentul de față, marea parte a ramurilor industriale din economie, cum este de altfel industria automobilului, sunt situate în sudul țării. Această bucată de autostradă este ca un plămân prin care economia românească trebuie să respire. Unde suntem astăzi? În același stadiu în care eram în 2017, ni se spune că studiile de fezabilitate care au fost făcute, dar care nu au fost acceptate de Comisia Europeană, ar putea să fie valabile pe baza lor să se demareze proiectul. Ei bine, Comisia Europeană nu și-a dat acordul pe aceste studii de fezabilitate care, dacă nu mă înșel, au o vechime de aproape 20 de ani. Nu s-au făcut alte studii noi și stăm blocați și nu se mișcă nimica. Am discutat despre drumul rapid Pitești-Craiova, esențial pentru industriile care se găsesc la Craiova, pentru uzina Ford. Nu se întâmplă nimica. Am discutat despre autostrada care se lege Moldova de Transilvania. La fel, nu se întâmplă nimic. Eu am un spirit practic poate mai dezvoltat decât al altora, dar nu cred că sunt singur. Cetățenii astăzi în România, după cum vedeți, după 2 ani și jumate de guvernare, de creștere economică, spune record, perioada în care s-au mărit salariile, s-au mărit pensiile, a scăzut șomajul, există totuși un grad mare de nemulțumire. Sondajele arată că peste 70% din populație consideră că România merge într-o direcție greșită. În condițiile în care ai creștere economică, cresc salariile și cresc pensiile, șomajul este scăzut, înseamnă că în altă parte sunt cauzele acestei percepții defavorabilă în ceea ce privește actul de guvernare. Deci eu cred că trebuie făcut imperios ceva dacă vrem să abordăm cu șanse alegerile viitoare și, așa cum spuneam, este de interes comun acest lucru. Deci îi rog pe colegii din PSD să gândească foarte serios la acest subiect care ne dă posibilitatea, sigur, să mergem mai departe. Nu să ne mulțumim să încheiem târâși grăpiși o guvernare. Ambiția mea nu este asta. Pentru mine și pentru colegii mei, nu funcțiile în guvern sunt importante. Nu funcțiile ne fac pe noi, nici pe mine, președinte al Senatului, că am auzit că sunt diverși care consideră că ALDE nu dorește să iasă de la guvernare, că eu am să-mi pierd funcția de președinte al Senatului. Complet greșit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit și alte expresii de genul câinele nu pleacă de la măcelărie. Vedeți proverbe savante din popor. Ei, vreau să-i anunț pe foarte mulți că colegii mei sunt vegetariani.
iar vegetarienii pleacă în opoziție dacă nu li se îndeplinesc cerințele? Nu, eu nu vreau să plecăm în opoziție. Dar v-ați gândit la această variantă? Pentru că există întotdeauna și cealaltă variantă. Dacă o să văd că guvernarea se potignește și nu poate să ofere cetățenilor ceva care să merite să justifice continuarea guvernării, noi nu suntem dispuși la infinit să cauționăm promisiuni. La începutul acestui an am discutat despre bugetul pe 2019 și s-au făcut promisiuni și din partea Ministerului de Finanțe și din partea ordonatorilor principal de credit că vor fi capabili să consume banii pe investiții. Ce s-a întâmplat? Vedem acum că s-au tăiat banii de investiții. Au promis că vor fi capabili să demareze proiecte de infrastructură. Proiectele de infrastructură nu au pornit. Vedem în schimb că suntem în situația în care se fac amputări masive la educație, la fonduri europene, ceea ce mie mi se pare foarte grav, la multe alte ministere, Ministerul Cercetării. Când vreau să discut despre România de mâine, de România viitorului, trebuie să investesc bani în cercetare. Noi tăiem peste 300 de milioane de lei de la cercetare. Lucrurile acestea nu-mi dau confortul necesar, nici mie, nici colegilor mei, să privim cu seninătate viitorul. Vă spun că mai degrabă sunt preocupat, sunt îngrijorat și sunt nemulțumit. Și de aceea vreau să contribuim și noi, împreună cu partenerii de coaliție, așa cum v-am spus, la până la urmă, la o regândire și la o repornire a motoarelor acestei guvernări. I-a spus premierului Viorica Dăncilă ce a spus acum, că aveți sentimentul că nu am o agendă dublă. Nu am inerție. O agendă dublă. Tot ceea ce vă spun dumneavoastră și spun pentru public, i-am spus și doamnei prim-ministru și într-o primă fază mi-a dat impresia că e de acord, că înțelege aceste necesități, ca ulterior să văd ieri decizia din comitetul lor executiv de a nu proceda la o restructurare, ci la a merge la o remaniere. Acum, care e o diferență uriașă. O diferență uriașă, pentru că, așa cum spuneam, o remaniere o faci din mers, o faci cu președintele. Președintele poate să fie de acord sau poate să nu fie. Mai degrabă am văzut că nu e de acord cu propunerile pe care le face prim-ministru. Ești de foarte multe ori la mâna lui, n-ai libertatea necesară pe care ți-o acordă o restructurare pe care o treci prin Parlament. Această manieră de a merge cu pași mărunți nu este o soluție, cel puțin așa văd eu și v-am spus, vă spun aceste lucruri, evident, și pe baza experienței de 4 ani ca prim-ministru pe care o am și care cred că mi-a folosit la ceva, să văd cu mai multă claritate în anumite momente cheie ce trebuie făcut pentru a reda suflu acestei guvernări. Așadar, pașii ăștia văd că sunt calificați în presă și ca un fel de înțelegere ascunsă între doamna prim-ministru și Iohannis. E adevărat că unii comentatori apreciază că lui Iohannis i-ar conveni foarte mult să aibă acest guvern condus de doamna prim-ministru în continuare pe poziții, în așa fel încât să aibă o țintă în care să tragă și în acest fel să-și favorizeze propria realegere. Dar eu cred că ăsta e un calcul pe care trebuie să-l facă și doamna prim-ministru și să înțeleagă că ar fi păcat ca această manieră de a duce targa pe uscat așa o perioadă este defavorabilă pe termen lung și domniei sale și partidului pe care îl conduce și guvernării și în final, nu în ultimul rând, trebuie să ne gândim până la urmă și la cetățeni. Cetățenii au așteptări. Poate așteptările unora sunt prea mari, poate nu sunt totalmente realiste, dar eu cred că trebuie să facem mai mult. Guvernul acesta nu s-a distins prin niște acte de bravură sau prin niște realizări deosebite și cred că ar fi momentul să ne gândim la aceste chestiuni care țin de realitatea politică și până la urmă, știți cum să spune, percepția este a doua realitate. Percepția publică nu e bună. Trebuie făcut ceva și ceva drastic pentru refacerea încrederii în primul rând și această încredere nu se poate recâștiga decât prin niște acțiuni de amplitudine, nu niște mărunțișuri.